A fost convocat în ședința ordinară în mare potrivit dispoziției numărul 120/20/2022 a primarului comunei Cadice. Constat că este prezentă majoritatea consilierilor locali în funcție, din urmare putem începe lucrările ședinței. Înainte de a trece la ordinea de zi, supunem la vot spre aprobarea procesului de verbale a ședințelor anterioare. Cine este pentru? Dar cuvântul domnului primar pentru a ne prezenta punctele de ordine de zi. Noi vom hotărâ privind aprobarea contului de exerciție bugetară pentru trimestrul 2, pentru trimestrul 2/2022, cum la care încearcă în subatul. Proiectul hotărâ privind aprobarea modificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Paricea, aprobarea listei de investiții actualizată și până actualizată la anul 2022. Proiectul hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Comunei Paricea, județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiectul hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între AGRTS Bacău, gestionarul fondului cinegetic numărul 31 Paricea și Consiliul Local al Comunei Paricea, județul Bacău. Proiectul hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal a serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V2 prin reorganizarea serviciului de categoria C1 al Comunei Paricea, județul Bacău. Punctul numărul 6, raport privind activitatea SVSU a Comunei Paricea, județul Bacău, pe anul 2022. Și suplimentare, punctul numărul 7, suplimentare de reîntineri și punctul numărul 8, diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de exerciție bugetară pe trimestrul 2/2022 al Comunei Paricea, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului director. Vasile. Bună ziua, domnule consilier. În constatare cu prevederea legii 283/2006 privind finanțele publice locale și a ordonanței de urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, rogale de decizie ale OAT-urilor întocmesc și prezintă contul de execuție în vederea aprobărilor. Pe baza datelor din situații financiare la data de 30 iunie 2022, execuția bugetului propriu de venituri și cheltuieli este următoarea. La față de venituri, sumă totală 4.318.877,72 lei, iar la cheltuieli, sumă totală de 3.698.892,7 lei. S-au înscris realizările pe capitolul de venituri și cheltuieli prezentate în materialele pe care ați avut dispoziție până acum. Ca procent, la venituri realizări 79,1% per total și la cheltuieli 50,15%. Față de cele prezentate, aștept comentarii din partea dumneavoastră. Cine de cuvântul? Deci, mai comisia. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Cine este pentru? Deci, mai comisia. 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 Aprobarea listei de investiții actualizată și a PA actualizat la anul 2022. Dăm cuvântul domnului director ASF. Da, avem prima rectificare pentru anul 2022 a bugetului, care constă în la parte din venituri, suma totală de rectificat 550.000,08, care se compune din 479.000,6, sunt sume alocate din sumele obținute în urma scoaterilor licitației al certificatelor de emisii de gaze pe efect de seră pentru finanțarea unor proiecte de investiții. Aceasta este pentru proiectul modernizarea iluminatului public. Proiect care s-a finalizat a fost recepționat și contravaloarea lucrării a fost plătită din fondul propriu al bugetului local. Acum au fost depuse cereri de plată, două cereri de plată pentru prima. S-a încasat deja suma solicitată, urmează să primim suma pentru cererea a doua de plată.
Prin urmare, putem rectifica bugetul și să acoperim, să recuperăm cheltuielile care s-au folosit din bugetul propriu. Apoi mai avem la venituri, depășiri la încasări, la anumite paragrafe de venituri. Și anume, la taxa de firmă avem depășire cu 2.000, la impozit pe mijloace de transport la persoană fizice 20.000 și venituri din concesiuni sunt închirieri 40.000. Per total, 550.000. La partea de cheltuieli. Avem rectificare la autorități publice, bunuri și servicii 65.048.000, programe din FDR, adică pentru centru comunitar, 30.000, cheltuieli de capital, 22.100.000. La capitolul Ordinii Publică și Siguranță Națională, 5.000 total pentru dotări la mașina de stins incendiu. La capitolul Învățământ, cheltuieli de capital, 130.000, ca informare pentru obiectivul reparației, acoperiș și instalații electrice la grădinița Parigea. Mai avem la capitolul Transportul, 138.500.000, pentru faza de studii de fezabilitate și proiectare la obiectivul modernizarea domnului de interes local. Și mai avem la fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, 189.000, sumă care este obligatorie a se programa buget conform legii finanțelor publice. Cam atât. Sumele sunt detaliate și în lista de investiții și în planul de achiziții care a fost la dispoziția dumneavoastră. Așteptăm comentarii. Domnul Grecu e nou pentru să ne spună care este strada pe care îți face Institutul de Fezabilitate. Strada? Da. Vă poate încerca ce transport de drum să facem modernizarea, să zic. Da. Deci nu este Institutul de Fezabilitate. Deci am spus că face implementare. Extindere. Deci e vorba despre o extindere. Extindere din drum. Unde e cartierul de tineri. Da? Da. 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 Apoi este teren arată. Da? Și noi nu-i facem înființare, facem extindere, da? Ca să puteți să trecem în domeniul public, ca nu. Ca să puteți să băgăm alimentare cu curent, cu apă, la canalizare, da? Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. De acord. Aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Punctul numărul 3. Proiectul hotărâre prin aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ al Comunii Parnicea Tâncu Bacău. Dă-l cuvântul la secretar. Da. Aici așa, cum am avut precizările și ieri, este vorba de actualizarea acestui Consiliu Comunitar în domeniul asistenței sociale și, ca noutăți, actualizarea presupune înlocuirea reprezentantului liceului tehnologic Parigea, respectiv în persoana actualului director domnul Gheț Marian, medicii de familie rămân aceiași, reprezentanții familiei Parigea și Valene, reprezentantul postului de poliție, iar și se actualizează persoana desemnată de rol număr. Și cadrul didactic și cu dublă calitate de consilier local, propunerea este pentru doamna Grecu Daniela. Totodată cu componența Consiliului, este atașat și regulamentul acestui Consiliu. Din raport. Conform articolul 114 din legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, autoritățile administrației publice locale au obligația de a implica colectivitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii. În vederea îndeplinirii acestor obligații, pot fi create structuri comunitare consultative. Deci, așa cum vedeți, legea precizează că pot fi. Asta înseamnă că nu are caracter de obligativitate, dar considerăm că nu este necesar. Fără a se limita, unde putem cuprinde oameni de afaceri local, preoți, cadre didactice, medici, consilieri local, polițiști. Mandatul structurilor comunitare consultative se stabilește prin acte emise de către autoritățile publice locale. De asemenea, pentru a-și îndeplini rolul pentru care au fost create, structurile comunitare consultative vor beneficia de programe de formare în domeniul asistenței sociale și
protecției copilului. Consiliul Comunitar Consultativ va fi format din membri desemnați în votarea Consiliului Local al Comunei, selectat între membrii de prestigiu ai comunității. Misiunea Consiliului este de a contribui la identificarea nevoilor și resurselor comunității locale și de a promova implicarea acesteia în vederea soluționării problemelor comunității. Iar scopul acestui Consiliu este de a sprijini activitatea de asistență socială. Cam atât, dacă sunt întrebări. Am ținut să dau citire, să reținem un pic esența, implicarea locului politică este țărăpare, da? Deci atribuțiile sunt ale noastre, într-adevăr, da? De a pune capul la cap toate dirigențele care se impun, dar chiar ne dorim și implicarea comunității locale în toate cadrurile vulnerabile ale comunei și, din păcate, chiar ne confruntăm cu multe probleme. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, ce la comisie? Aveți favorabil. Aveți favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Pe partea 4. Punctul 4. Proiectul de aprobare a acordului de colaborare între Agenția de Seba gestionarul fondului energetic numărul 31 Parigea și Consiliul Local al Comunei Parigea, Agenția Bacău. Aici este vorba de un acord de colaborare, cum avem, de exemplu, și cu școala, un acord de colaborare între gestionarul fondului educătoare și Federația Comunii Parigea, care fondul educătoare să face parte din comuni, unde este comuna Filipeni, comuna Ungurești și comuna Parigea, dar fondul se cheamă fondul 31 Parigea. Da? Adică, acordul de colaborare este de o perioadă de 5 ani de zile, valabilitatea lui. Așa vede PSO Bacău are obligația să hrănească, dar mai ales de gestioneze, adică să îi numere, să îi mai rădește, să îi numere. Și obligația au ei. Iar noi trebuie să îi sprijinim certe documente cu proprietarul din terenul și să verificăm dacă s-au mai întâlnit v-am spus la programul care vedeți că sunt programele de probleme cu majoritatea muzeților sau mai mult în teren în teren agricol, nu? Ei, noi aici avem un știu cum am spus, că este adică ceva, de în care dacă în păduri stă oile și alți care merg la o dată de și asta, nu urmă în care care mă luăm, să te asumi, nu ce în mijlocul corpului, dacă nu își găsește liniște. Ei aici se bat un pic cap în cap, pentru că spune acordul colaborare între AGPVS Bacău, gestionarul fondului educătoare 31 Parigea și gestionarul local al Comunei Parigea. Da? Eu nu știu, spune, semnătura reprezentantului legat al Comunității de Educație. Eu am sunat și vă spun, domnule, că ar fi bine să facem, de exemplu, așa am între acordul Consiliului Local cu acordul de colaborare. Vă spun să faci și hotărâri de Consiliul Local ca să fie de acord cu acordul de sfârșit. Eu m-am uitat în legislație și este o ordine comună al Ministerului Agriculturii și este model cadru anexă la ordine și de aia aprobat pe Regiunea Tunis. Deci, Ministerul, tot așa... De la Ministerul de care, dar nu e un mic vorba de la Bacu, ca așa. Și la Ministerul în toată țara nu este numai la nivelul de... Dacă se întâmplă acolo? Aveți favorabil? Aveți favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? S-a votat o deputată. Eu pun ceva la punctul numărul 5. Punctul numărul 5 vede hotărâri privind înființarea organigramă și numărul personal de servicii voluntari pentru situații de urgență, de tip V2, prin reorganizarea serviciului de categoria C1 al Comunei Parigea, Județul Bacău. Dă cuvântul domnului viceprimar. Bună ziua! În cont că domnul șeful USVSO-ului de pe Acendiu, am să specific și un anumit puncte care trebuie prezentate. Aici, așa, la proiectul de hotărâre numărul 5, o mai fost trecut odată prin comisiile noastre și o trebuie să suplimentăm unele chestii care o trebuie să le specificăm. Anume, la articolul 1, trebuie să spunem exact numărul din gospodărie.
care se extinde comuna noastră cu Arincea și este anume de 1232, care am specificat exact, înainte era cu aproximativ o trebuită exact și la articolul numărul 2, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Arincea are un număr de 26 de funcții cu următoarele structură organizatorică, care înainte erau ceva cu 30 și ceva de funcții. O trebuie să modificăm iar și anume, comandă șef serviciu, compartiment pentru prevenire, un șef compartiment pentru prevenire și 4 specialiști pentru prevenire, o formație de intervenții condusă de un șef formație de intervenții, care în concluzie, o grupă de intervenții care încadrează autospecială este intelectuală formată din 3 șefi grupă intervenții, 3 conducători autospecială, 10 servanți pompieri și iar o echipă specializată pentru aprizarea, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare, un șef de echipă specializată și 2 servanți pompieri. Dacă mai e cazul, să vă mai citim fiecare prin ce funcție și cum. Eu am să citesc ca să știe anume. Anexul la dispoziția numărul 170 din 12 iulie 2022, încadrarea nominală între funcții a membrilor serviciilor pentru situații de urgență tip V2 a comunei Parigea. Nume și prenume și comandă. Tamba Costel Adrian, șef serviciu voluntar, angajat de funcții. Compartiment pentru prevenire. Vasilaș Andra, șef compartiment pentru prevenire voluntar. Rusu Cornelian și specialist pentru prevenire voluntar. Ceza Benoni, specialist pentru prevenire voluntar. Tripo Constantin, specialist pentru prevenire voluntar. Chiriac Emil, specialist pentru prevenire voluntar. Formația de intervenție. Rusu Gheorghe Claudiu, șef formații de intervenție voluntar. Grup de intervenție. Rusu Gheorghe Claudiu, șef grupă de intervenție voluntar. Iftime Alexandru Răzvan, șef grupa de intervenție voluntar. Roșca Ionel, șef grupă de intervenție voluntar. Prigo Constantin, conducător autospecială, angajat altă funcție în cadrul SUA. Gheorghiță Ion, conducător autospecială, angajat pe alte funcție în cadrul autoparinței. Radavoi Remus Radavoi Adrian, conducător autospecială, angajat pe altă funcție în cadrul autoparinței. Chiriac Emil, servant pompier voluntar. Simeon Mihai Sorin, servant pompier voluntar. Drăgan Ion, servant pompier voluntar. Drăgoi Marius Ionel, servant pompier voluntar. Nizo Claudiu Anton, servant pompier voluntar. Roșca Simeon, servant pompier voluntar. Tecnici Mari, servant pompier voluntar. Rusu Cornelian, servant pompier voluntar. Curteanu Marian, servant pompier voluntar. Cezar Benone, servant pompier voluntar. Cam acestea fiind spuse, așteptăm discuții. Vreți întrebări? Am văzut și raportul de actualitate, fiind foarte multe incendii în ultimul timp. Am putea să punem niște afișe în care să-i dea atenționând. Focul dăunează grav sănătății. Să punem undeva, ce știu eu, la bar, la biserică, pe oriunde, că nu mai sunt atenți. Să facem un lucru de nou, și împreună cu toți voluntarii au obligația de a știința și de a face controle la fiecare cetățean acasă, da? Unde îi dau toate nivelurile care trebuie să duc la pregătire și să se ridice până la conștiință. Deci s-a făcut. Nu terminat la toate lucrările, dar se lucrează, da? Deci fiecare a trebuit și un consilier de local să ridice, să vină la Tama, să ceară bătii și să ducă să prin vecii, prin geau prin cât ia pe geam la primărie sau la fișul electoral, nu citește nimeni și chiar nu mai știu. Sunt orice atenționare, pentru că sunt mulți foarte mult. Deci, acum am trebuit să schimbă urmează sezonul de iarnă, de iarnă, pentru că nu deci, nu venit din partea mea, în calitatea de consilier local, să vă implicați, să le explicați că s-au dat niște legi care, dacă ai dat foc la vegetația uscată, poți să faci pușcării. Deci, tinchit. Plus că amenda pleacă de la 30.000 în sus. Da? Nu mai mergi cu legea până acum de avertisment. Îți dai avertisment și nu. Deci, amenda s-au închisoat. Depinde de gravitatea care are la incendiu. Da? Da. Noi, deci, de exemplu, și ieri am avut un gen de la Vrani, au pus niște gunoi într-un butoi de tavă, au dat foc în butoi jos, nu pleacă. Dacă te sunt, butoiul era pus în
un magazin de lemn. Și o luat făcut magazin de lemn în ceară, și din aranjul ăsta la bătăria, cioară din astea, cu tuturile care, și o luat făcut acolo. Norocul că am ajuns la timp și m-am strâns, urma coșetul și casa. Dacă era un vânt, dacă era o cuvier, dacă bătea vântul cu o mătură și zilele trecute, zicea exact în casa. La Poieni, ce cine la Poieni, acolo, la familia Vranță, ceva de ce nu a fost acolo, a fost doar un mic primar, eu eram curios cu băieții, au stat acolo 7 ori. Deci o ars, și o venit și de la baton, o ars și foarte, foarte, pentru că ce se întâmplă? În jur, pământul nu este muncit, da? Și zic, ce ca să zmeri, la jumătatea acasă. E normal că e de trebuie prin ea, e de ca să extinde, să duce la... În casa aia este o cădină, când nu a fost, nu știe nici. O ars un grad și o bucătărie în casă și o iară în magazin. Vremi, o rămas în tare. Tot la intervenția noastră la Granul Gean, ardeau și aia, inclusiv. Și focul de ce? Focul nu se știe exact. A fost de vegetație, cândva prin jur. Deci poți să fii de la temperaturile care sunt, poți să pleci dacă ești în strică, da? Se încălzește, se fie ca și trece. Când jucam de la mici, cu lupul, știți, când dădea focul la cutie. Și de acolo poate să se pornească incendiu. Da? Și vedeți că o incendiu de asta costă foarte, foarte mult. De asta trebuie să... Măcar asta, ca să nu-ți mai aduc. Eu am trecut, mi-au desfus. Dădea foc, bulboac acolo de la foc la vegetație, mergeam în noaptea. Mergeam, strigeam, ajungeam acasă iar. Unul, doi, iar în incendiu de acolo. Și mă duc în cap, în ce nu strigeam tot. Deci am avut într-o noapte același incendiu de 3 ori. Am ajuns în viață la 5 acasă. Și toți băieții. Deci, cineva de lângă lei, nu a vrut să-l încearcă că el face un efect. Da. A fost amendat sau s-a luat? Da, pe cine s-a amendat? Dacă nu știu. Pe cine s-a amendat? Dacă mai sunt întrebări? Comisia numărul 1. Aveți favorabil? Comisia numărul 2. Aveți favorabil? Comisia numărul 3. Aveți favorabil? Cine este pentru? Împotrivă? Punctul numărul 6. Raport privind activitatea selecționată cu unele valice, de sub acord pe semestrul 1-2022. Domnul Mântu, răspunde. Da. Raport privind activitatea SVSU Panicea pe semestrul 1-2022. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a fost reînființat în conformitate cu cerințele din OMAI numărul 75-2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență și în baza ARCL-ului numărul 625-2021, conform articolului 13 din legea numărul 13-206 privind apărarea împotriva incendiilor. Atribuțiile SVSU Panicea sunt desfășoară activități de prevenire, informare, educare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor, măsurilor, instrucțiunilor și normelor de apărare împotriva incendiilor și protecția civilă și de pregătire a populației privind comportarea în situații de urgență. Execută acțiuni pentru stingerea incendiilor, salvare, deblocare, evacuare, adăpostire și protecție a persoanelor, animalelor și bunurilor materiale și din prim ajutor în situații de urgență. Desfășoară activități de limitare și înlăturare a urmărilor situațiilor de urgență în cooperare cu alte servicii de urgență și sau structuri cu atribuții managementale situațiilor de urgență. Pune în aplicare limita competențelor legale a măsurilor stabilite și dispuse în comitetul local pentru situații de urgență, pentru prevenirea situațiilor de urgență și asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în astfel de situații. Colaborează cu toate structurile locale, zonale și sau naționale din domeniul situațiilor de urgență pentru asigurarea unor intervenții operative și eficiente în cazul producerii situațiilor de urgență. În semestrul 1-2021, SVSU Valencia a desfășurat următoarele activități. A fost întocmită documentația solicitată de către insul Maior Constantin Ene al județului Bacău și instituția prefectului privind situațiile de urgență, după cum urmează. S-a întocmit, aprobat și avizat de insupra plan de pregătire din domeniul situației de urgență pentru anul 2022.
S-a întocmit plan de resurse umane, materiale și financiare pentru situații de urgență pentru anul 2022. S-a întocmit planul de apărare locală împotriva inundațiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase 2022-2025 și au fost avizate de SGD Prahova și ISU Bacău. S-au desfășurat acțiuni de prevenire cu privire la reguli și măsuri pentru astingerea incendiilor în perioadele caniculare și din sezonul rece, prin afișare de pliante, timp recomandări și măsuri de protecție la vizierul primării, unitățile de cult și în zone de interes civic comun. S-a asigurat informarea, participarea și coordonarea voluntarilor participanți la realizarea acțiunii la nivel local, de igienizarea și a albii cursurilor de apă care tranzitează unitatea teritorială. S-a realizat instruirea corespunzătoare a personalului SDSU conform planului de pregătire pentru situații de urgență avizate ISU Bacău și personalul din primăria conform din primărie, conform OMAI 712-2005, cu modificările și completările ulterioare. S-au efectuat de către membrii SDSU acțiuni de patrulare în vederea respectării regulilor de și măsurilor privind stingerea incendiilor pe timpul campaniei de recoltare și perioadă caniculare. S-au efectuat trimestriale exerciții de alarmare și intervenție de SEI la nivel de primărie. S-au achiziționat materiale și tehnică pentru a putea obține avizarea serviciului de către ISU Bacău. S-a întocmit nota de control urmare verificării efectuate la unitățile de curs și cabinetele medicale conform planului de pregătire aprobat. S-a întocmit documentația pentru reînființarea SDSU Parincea conform prevederilor OMAI numărul 75-2019. S-a întocmit referat de necesitate estimativ aferent anului 2022 privind pregătirea dotarea minimă cu materiale și echipament de protecție a SDSU Parincea în conformitate cu anexele 35 din OMAI 75-2019. Rezistența și dispersie la pământare, verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotare, asigurarea materialului antiderapant și mijloace de intervenție. S-a desfășurat acțiuni de prevenire cu privire la reguli și măsuri pentru stingerea incendiilor prin afișarea de pliante, timp recomandări și măsuri de protecție la vizierul primăriei, unitățile de cult, centre medicale și în zone de interes civic comun. S-a efectuat controlul la un număr de 210 gospodării. Printre nereguli constatate, cele mai frecvente au fost cele legate de lipsa unui loc special amenajat pentru depozitarea jarului, necurățarea coșurilor de fum, personal calificat, folosirea de prelungitoare neconforme, folosirea focului în spații deschise, fără respectarea legislației în vigoare. Ca măsură pentru prevenirea nereglilor, s-a încercat conștientizarea locuitorilor în timpul controlului cu privire la pericolele și tragediile ce pot apărea datorită nerespectărilor măsurilor privind protecția și stingerea incendiilor. S-au distribuit pliante cu măsuri ce trebuie să fie respectate și s-au luat semnături pentru luarea la cunoștință. Membrii SDSU Parincea au participat la un număr de 27 de acțiuni de intervenție la incendiile de vegetație uscată, păduri și locuințe, după cum urmează. 6 incendii la gospodării. 6 incendii la gospodării. La familia Drogu Ion Milești, foc nesupravegheat în sobă, ușă deschisă. La familia Dogaru Maria Mănești, coș de fum. La familia Ierciu Angelica Valene, coș de fum. La familia Gândulescu Iulian Vladnic, Vladnic scurt circuit. La familia Nichiu Mihai Parincea, scurt circuit. La ferma Zootehnică Șerban Parincea, scurt circuit. 4 incendii de păduri și 17 incendii de vegetație. Urmează înaintarea către ISU Bacău a documentelor în vederea aprobării în cel mai scurt timp a SDSU Parincea. De asemenea, se vor continua acțiunile de informare a populației și operatorilor privind măsuri de prevenire a incendiilor și măsuri de protecție în perioada caniculară prin afișare de flyere și postare pe site-ul primăriei Parincea. Cu acestea fiind spuse, așteptăm. Dacă sunt întrebări? Întrebări. La comisie, Nu o să... Trecem la punctul de 7. Puteți. Proiectul de hotărâre de privire de dragile a unor pedelor acordate tinerilor în termenul legii numărul 15 pe 2003
Și ar trebui în multe demuri folosite gratuite, conform acelorași act normativ, privind sprijinul acordat în urmă pentru construirea unei locuințe, proprietate personală, cu modificări și completări ulterioare. Așa. Se retrage terenul lui Voltac cu Ștefan și Cadaș Gabriel, care totul le-am dat pe el, respectiv, acum mult în vorbă și nu au făcut nimic. Eu nici nu mai spun dacă fac sau nu. Și când e legat de terenul și îi dăm teren, cum îi bagă în statul Vlad Iglinculescu, Ionuț, care până la tare s-o problemă în casă, la casa, în totalitate. Și un băiat Boboc, Georgian Măstel, din satul Barna, care și-a dat dorința de a construi. Băiatul ăsta, Boboc, are copii, are trei copii, trebuie să nască din nou, spune, dacă să plângească, nu mai are loc unde să stea și eu sunt citat. Sunt urgent de mobil, ce e de asta. Da, să întrebăm. Aveți favorabil comisia numărul 2? Da. Comisia numărul 2. Aveți favorabil? Cine este pentru? Comisia numărul 2. Deci un punct care este divers, dacă cineva a să înscrie la divers. Pare cuvântul domnului Avem probleme cu vegetația care este înstrânsă. Adică, de exemplu, acum venim spre Carincea, chiar în curba aia mare, sunt copaci ieșiți în afară. Treceau copiii cu bicicleta și pe aceea am evitat. Am văzut foarte multe crengi care stau deasupra drumului. Cumva trebuie făcut. Fie vorbim cu proprietarii, fie trebuie să le facem noi, pentru că așa nu putem să zgârim mașinile, dar este în viața la oameni. Ceva trebuie făcut. Pe la Nănești, pe acolo, pe la de altfel, la fel. Acum, drumul la care este de asta, da. O măsură. Da. E învățuit, drumul și drumul și spălățul de secția aia, dar nu e curba aia, nu putea de respectare. Ai exact unde? În curba la Vlad. În curba aia, da? În curba aia. Știți, s-o dați cu chiar să... Ați cum cățăm cu mâința la pasă 16, da? Eu l-am venit dacă tăiam și nu de pe spine, ce care e atât așa în drum. Sper să nu fii proprietar să nu pisați. Dar nu are proprietarul. Nu e spin ca de mine. E un domeniu cu public, acum mai treabă. Nu spune să vă place, dar să vă nu mergea drum ceva acolo. Am înțeles, am înțeles. Da, am înțeles. S-a construit stația din centru, la Valinghe. Frumoasă, cu toți s-a făcut în jur. A devenit loc de joacă seara pentru copii. Dar acum că se joacă, lasă să joace. Bată pereții ăștia de la stație, vă spargă. Gălăgii mari, bat, strică. Duminica, când a fost ploaia, putea să se spargă. Așa de mulțumiți erau și de fericit că hodologer și bat în... Atenționată, poliția și-o știu să-i arună. Nu v-ați cunoscut pe mine de acolo? Nu, nu cunosc. Deci am mai avut o sexizare de gelul ăsta, deci mi-a pus cum mi-a spus de fata lui Iu. Nu știu, nu. Da? O să ultimă prima aici, la numărie, ca să... Dar nu numai o fată, era pe aia, s-a spus. Și mi-a spus că nu i-am pus fată. A fost chemată... Dragar. Să le liniștească pe ele. Deci, dacă nu cadă cu motorul ăla, să ai dat de la să le iau, nu vine să motezi internetul, da? Deci, dacă nu sunt motare, sunt motezi, sunt tăie, nu știu, dar e cu motorul internetul, da? Stația e frumoasă și o strică. Da, deci, de mai repede, pentru că s-a acolo două bărci, cu soții de viață, să le pune și pe ale, mai repede, nu vă da? Așa este, copiii sunt domnați, că a făcut și internetul ăla de joacă, acolo spate, l-a făcut față. De față la cămin? De față la cămin. S-a făcut la schimb, de la spulbe, Dumnezeu să le iei, mai așa e, mai rămâne, mai încercare, mai jurată. Da, mingea prin pereție, da. Da, asta e super asta. Da. Dacă mai stăm în întrebări? Aș mai avea eu o chestie. Am vorbit și eu, în momentul, avem o problemă cu
cum proprietate câinii la acolo, la unde stau Muntean. Când domnul Nicolae Florea, da. Deci, problema cu câinii, domnul Tuma, putem în procedură, da, sunt cu realitate, tot grad, să vedem ce să scrie, o să fie o firmă care o să mă ocupe de ce ați zis, o să cheltui niște bani, dar nu avem un control, decât să plătim aliniez mai degrabă cu plătiri, să-ți ia câinii din comună, o să fie înființată poliție locală, care vor gestiona și nu vor invoda să gestionezi câinii fără stăpân sau câinii și la proprietar, să-și fiți delegat, să fie cipat, să fie vaccinat, să fie chiar... Da. Să știi un proprietar care nu are mult scrinie acolo, de ține în curtea lor, acolo, cu unde asta? Fiiți la tata mea, Tavale, este una care cumpăra un teatru Viorel. Acolo așa este o bătrână, nu știu ce de mine. Să vedem, dacă ea e proprietar a primilor, cum putem... Așa că intrăm în funcțiuni de profesionale și așa, puteți apela domnul disciplinar la doctor veterinar. Și nu e la fața locului acolo, să vedem ce se întâmplă. Mai avem și la Valencia, să mai venim în Slanche. Asta e tot, nu? Și la... Avem tot la... Spre foie de acolo, la... Da, cu Ciuleanu. Mai avem tot la... Spre acolo. Este să mă arată 10-20. Dar am început procedura, deja am făcut procedura, dar o am făcut imediat. Deja l-am apucat să nu-i vedeți la greci, o scopă de reclamații, deci s-o sensizat. Poliție, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog. Din punct de vedere al protecției animalelor și direcția sanitate veterinară are prevenții chiar de sancțiuni. Putem adresa. Deci, deja, de SD-ul are, dar de rog, dar sancționează pe primar. Măcar constatăm și avem, să mă le-am. Dacă nu mai sunt întrebări? Da, mulțumim.